Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Vă reamintesc invitații mei de la această oră. Doamna Claudia Burcea, fermier, domnul președinte la par Laurențiu Baciu, domnul vicepreședinte la par Gheorghe Albu și domnul Constantin Voiculeț, director Pro Agro Service. Discutam despre impactul pe care îl are seceta asupra culturilor, despre faptul că în foarte multe zone din România, Seceta și-a pus amprenta tot mai puternic, dar pentru cei mai norocoși există sisteme de irigații bine puse la punct, dar din păcate nu pentru toată lumea, trebuie să spunem și lucrul ăsta. Iar o alternativă pentru a putea iriga și pentru a putea da plantelor apa de care au nevoie, umiditatea de care au nevoie ar fi pădurile forestiere. Știu că dumneavoastră, domnule Albu, sunteți unul dintre cei care... Metode pentru a păstra apa în sol, că să aducem apă... Mai puțin, și, mă rog, precipitații, crea, da. să atragem un pic de ploaie păi în vă zonele respective. mai devreme, deci neapărat în condițiile astea de schimbări climatice severe, noi, producătorii agricoli, trebuie să găsim metode conexe pentru atenuarea efectelor secetei, a deșertificării și mai ales a arșii E. Tocmai de aceea vă spuneam că e bine că la aceste târguri găsim echipamente și utilaje agricole cu care să facem lucrări adecvate în momentului secetei, dar totodată mai există o la de a producătorilor agricoli și posibilitatea de a înființa perdele forestiere cu rolul lor. Nu, le mai repet, nu mai repet aici ce rol au aceste perdele forestiere, dar. Că este păcat că Ministerul Agriculturii, cel puțin pentru perdelele forestiere existente, nici la ora actuală n-a rezolvat problema acordării subvențiilor și pe aceste suprafețe. Motiv pentru care, de exemplu, eu în ferma mea am plantat în jur de 1.200.000 de pomi, care protejează aproximativ 5.000 și ceva de hectare de teren agricol, dar de 3 ani de când e bâlbâiala asta se dă sau nu se dă subvenții pe suprafața respectivă, nu am mai plantat. De ce? Pentru că terenurile nu sunt ale noastre, terenurile sunt ale proprietarilor de teren și în momentul în care dacă ei n-au și avantajul obținerii subvențiilor pe suprafața respectivă, nu își dau acordul ca noi să putem să continuăm programul ăsta de înființare a perdelor forestiere. Este păcat. Cu toate că mi-aduc aminte, acum doi ani, domnul uh, director Pintea de la API a promis că s-a rezolvat. Mi-aduc aminte că anul trecut ne-am întâlnit cu domnul ministru Daia la Constanța, la Năvodari și la fel ne-a promis că s-a rezolvat, dar culmea e că. Uh, uh, Ducându-ne la APIA și făcând declarațiile respective, digitizarea respectivă, nu primește și suprafețele cu perderele forestiere. Chiar azi dimineață m-a sunat un coleg, Nicu Sitaru, băi, știu că s-a rezolvat cu perderele forestiere. Ce se întâmplă? Că, uite, sunt la APIA și nu primește programul. Nu s-a rezolvat. Pentru că, din și susțin că subvențiile pentru aceste perdere forestiere se dau numai pentru acele perdele forestiere care au fost uh, înființate prin uh, programe, prin PNDR. Dar uh, cum e în Dobrogea, și nu numai în Dobrogea, unde nu există încă, ca, uh, nu avem cadastru general și nu poți să uh, fie eligibil pe un astfel de proiect, atâta timp cât nu ai cadastrul suprafeței respective. Noi atunci am găsit o soluție, pentru că oamenii știu unde au pământul, există uh, cât de cât parcelare și să știe care este pământul fiecăruia, iar prin acord notarial am luat semnăturile, lăsându-ne să plantăm, să înființăm aceste perdele forestiere. Este păcat, pentru că cel puțin în Dobrogea era un program uh, atât de îndrăzneț de înființarea perderilor forestiere, mai ales că prin Consiliul Județean s-au înființat și pepiniere prin care acorda materialul săditor gratis a celor producători agricoli care vreau să înființeze perdele forestiere, iar de 2 ani de zile, de când e bâlbâial, asta, se dă, nu se dă subvenție pe suprafața respectivă, vă dați seama că nimeni n-a mai plantat. Eu, în exploatație agricolă pe care o am, aproape 200 și ceva de hectare sunt ocupate cu perdele forestiere Practic, pe aceste nu numai că nu hectare. primim nimic, dar închipuiți-vă că o perdea forestieră trebuie întreținută, mai avem și altfel de cheltuiele acolo, dar oamenii în momentul în care nu mai primesc ceva pe suprafața respectivă, noi să zicem acolo, le mai plătim și arenda. Poate, poate s-o rezolva. Tot timpul am, trecut cu, am trăit cu speranța de la an la an că se va rezolva această problemă. Este păcat, pentru că vă dați seama dacă de, în ăștia doi ani, de când am sistat în județul Constanța înființarea perdelelor forestiere, cred că s-au pierdut câteva mii, dacă nu mai bine, de hectare de perdele forestiere. Iar Dobrogea, Pot să vă spun că a început să devină polul secetei. Acolo Dobrogea are un specific de relief și de climă aparte. Tocmai de aceea noi, Asociația Producătorilor Privați în Agricultură, anul trecut la. Euforia. Am făcut prima conferință legată de aceste schimbări climatice. Mi-am aminte că a participat și domnul președinte Baciu. Chiar era o temă interesantă, schimbări climatice, o provocare pentru spațiul agricol Dobrogean, la care au participat de la Ministrul Agriculturii, la Președintele Academiei, de la foarte mult doamna director, de la. Uh, ANM, în așa fel încât să uh, găsim soluții. Și acolo am avut o speranță și o promisiune a Ministerului că se rezolvă această problemă. Problema nu ridicată numai de mine la viișoara, dar acolo, perdele forestiere prin acest program al Consiliului Județean. Uh, pot să vă spun că sunt foarte multe ferme care au accesat la acest program al Consiliului Județean și toți au sistat în ființarea perdelor forestiere. Este păcat. O altă metodă pe care o avem la îndemână și este bine să ne sfătuim prin aceste forme asociative este promovarea sau introducerea în cultură de soiuri și ibrizi rezistent la secetă și la arșiță și păcat că cercetarea românească este la pământ, noroc că Vin cei din vest, și cât de cât ne oferă, prin inputurile pe care ni le dau, ne oferă e, semințe de, de soiuri și hibrizi rezistent la secetă și la arșiță, Chiar noi, la e, ferma noastră, nu-i dau numele firmei, înființăm un câmp experimental în care să testăm acești hibrizi și aceste soiuri, în așa fel încât să vedem practic dacă este adevărat cu ceea ce ne spune. Cum se comportă pe terenul dumneavoastră. Atunci aceste semințe. Și au fost de acord, și facem un câmp larg de 30 și ceva de hectare, nu numai pe fâșii de 400-500 de metri. Tocmai de aceea încercăm, luptăm să ne luptăm cel mai mult cu dușmanul nostru cel mai mare, care îl reprezintă aceste schimbări climatice. Vedeți dumneavoastră, noi nu mai avem anotimpuri, avem contra anotimpuri. Avem primăvară în iarnă și avem iarnă în primăvară. Și stresul ăsta nu este chiar atât de bun pentru culturile agricole. Spuneam mai devreme de lipsa precipitațiilor. Să simte acum, mai ales culturile de păioase, sunt în uh, perioada în care au consum, nevoia de consum cea mai mare de apă. Mai ales că s-au administrat și îngrășemintele chimice, ele nu sunt dizolvate, deci ca atare nu sunt asimilate de, de plante și acolo este o cheltuială în plus. Pot să vă spun că și astăzi pe câmp și venind în coace am văzut foarte multe lanuri de grâu chiar îmbătrânite, pentru că în perioada de acum uh, paiul este în creștere, deci este al și să vede fenomenul de îmbătrânire al uh, paiului și dacă în, pot să vă spun că pentru Dobrogea dacă în cel mult 10 zile și pot să vă spun așa ca un semnal de alarmă nu va ploua Mă să ne ajungem la fel ca în anul din 2007, când a fost o secetă uh, extremă, în care nu s-au făcut nici păioasele, nici prășitoarele. Și atunci trebuie un semnal de alarmă și mai ales pentru zona de sud a țării, pentru Dobrogea, care uh, din ce în ce este mai expusă a acestor schimbări severe de climă. Credeți-mă că de câte ori mă uit la știrile meteo, uh, îmi strig noaptea, uh, nu mai pot dormi, îmi fac probleme și cred că nu numai eu, cred că sutele, miile de sutele de mii de producători agricoli au acest sentiment ca și al meu. Sunt cheltuieli mari. A face agricultură este un risc. Nu avem încă o formă de a ne proteja împotriva factorilor de climă cum de altfel este seceta. Factorul ăsta nu îl asigură nicio societate de asigurări. Până în 2010 parcă am avut legea 381 în care cât de cât. De, mai eram acolo despăgubiți pentru un calcul al Ministerului, al Institutului, nu știu care, dar acum credeți-ne că, mai ales pe fenomenul acesta de risc de secetă, nu există nicio protecție eh, la, producă, la fermier, la producătorul agricol. Și este un semnal de alarmă și vă spun, vin în cunoștință de cauză, nu vin că am fost în București și acum eh, am venit la dumneavoastră, vin la ora 3, la ora 15, și am plecat din câmp, mi-am luat costum și m-am schimbat în, în mașină ca să pot să ajung la timp la emisiunea noastră. Și ce am văzut acolo, când credeți-mă că mă face nu numai să dorm, ci să și zbier, să strig după ajutor, pentru că murim dacă și pe mai departe nu luăm aceste măsuri uh, prin care să protejăm producătorul agricol asupra acestor factori naturali uh, și care, ei, când uh, sunt, sunt pe un areal destul de mare. Că spune domnul Baciu că azi noapte la dânsul a plouat 10-15 litri, dar sunt convins că și acolo culturile suferă de secetă, pentru că la 10-15 litri de apă este insuficient pentru că vânturile care sunt în ultima perioadă nu sunt sub 70-80 de uh, kilometri la oră. Ce-a plouat câțiva litri acolo, ăia sunt evaporați de îndată cum bate vântul. Și dacă, spuneam mai devreme cu promovarea târgului Expo Agro Util, avem acolo uh, utilaje, echipamente performante și de ce să nu fim sinceri? Sunt atât de frumoase, sunt atât de dotate, sunt atât de performante, sunt atât de fiabile încât este păcat ca să te duci cu ele în câmp, să pui să în pământ și să stai să te rogi la cer, să poată să-ți vină ploaia. Ca atare, asupra acestui uh, factor, asupra acestei secete, la ora actuală pot să vă spun, nimeni n-a luat o atitudine majoră, în așa fel încât să existe un program național și să rezolvăm odată pentru totdeauna uh, acest inamic al producătorului agricol, seceta, și Arșița. Doamna Burcea, pentru dumneavoastră cât de tare v-a afectat uh, seceta? Știu că anul trecut uh, ați avut uh, de suferit uh, anul ăsta. Anul trecut am suferit uh, la cultura de căpșune. Uh, noi avem cultura pe hidroponic, deci la rădăcină a avut cât i-a trebuit, dar arșița, efectiv a ars căpșunele. Nu s-au dezvoltat cu semințele la exterior, uh, deci noi anul trecut am produs o marfă nevandabilă în supermarket ne putând să o dai în supermarket, trebuie să o dai cum se poate în piață și în băcăni și în magazine mici și asta implică un efort crescut pentru noi ca și fermieri, pentru că atunci când o dăm în supermarket, am cules-o, am livrat-o. Când o livrez cu bucățica, efortul este mai mare și înseamnă cel puțin un om din fermă în minus care să facă treaba asta. Uh, Anul ăsta am rezolvat problema cu necesarul de apă, deși uh, ni s-a întâmplat pentru prima dată ca sparanghelul să răsară direct deshidratat. Nu s-a mai întâmplat până acum, așa că de ieri am dat drumul la apă, pentru că sparanghelul se culege 10 zile dacă este în primii ani, maxim 6 săptămâni dacă este în an de plină producție. La legume stăm ceva mai bine pentru că noi venim cu folie de mulcire și asta ne ajută să păstrăm umiditatea în sol și jonglăm puțin aici. Dar eu cred că la nivel global ar trebui să încetăm să facem procesiuni și să începem să facem sisteme de irigații. Că nu cred că ne ajută preotul și ar trebui să ne ajutăm noi. Bun, ați văzut sistemele de irigații au început să fie, să fie repuse în funcțiune. Asta e o realitate. Numai că s-a distrus atât de mult în anii 90 încât nu cred că se pot uh, reabilita pe măsura ritmului în care au fost distruse. Așa că e nevoie de, de ceva timp, e nevoie de soluții alternative și soluțiile astea sunt, dar știți cum, sunt uh, cu un efort financiar uh, pe care nu, nu, uh, nu și-l uh, permit foarte da, mulți agenți. Totuși, efort. aproape 30 de ani. E foarte adevărat și lucrul ăsta, dar asta e situația în momentul de față. E o constatare, nu e altceva. Dumneavoastră, domnule președinte Baciu, cât de tare v-a afectat seceta asta și l și pe domnul Albu cum a perceput pe propria piele ceea ce se întâmplă acolo în Dobrogea. Deci când, când iesește, ne afectează pe toți, nu numai pe unii sau pe alții. Cred că, ce am vorbit aici de foarte multe ori și foarte multă lume vorbește despre așa ceva, vedeți, doamne, tot venim, tot spunem ce este de făcut. Noi, fermierii, căutăm fel de fel de, de soluții. Ați văzut Dobrogea, au găsit soluția perderilor forestiere din lipsa irigațiilor, de amenajărilor de irigații. Uh, și ca să mi-aduc aminte de acel simpozion care a fost la Eforii, în care, uh, mă rog, pe lângă mediul academic care a fost acolo și uh, ministru și foarte mulți specialiști, am zis că este un paradox, o ciudățenie ca un segment din România să fie înconjurată de apa Dunării și tu să suferi de secetă. Deci gândiți-vă că sunt state unde duc apa, nici nu-ți vine a crede că poate să ajungă la sute sau chiar la mii de kilometri pentru a duce apa acolo unde nu este. Aici vine Dunărea peste tine și tu nu ai irigații. Cred că trebuia să fie o prioritate pentru România, ținând cont de faptul că această zonă Dobrogei, prin climatul care îl are, Uh, și are un sol destul de, de, fertil, care ar trebui pus, în, uh, pus la treabă, Valoare. pus în practică, valorificat. Lucru care nu se întâmplă. Și încearcă, sporadic, așa. Uh, domnul Albu este o excepție cu avut niște resurse financiare. Dar nu toți își pot permite să facă pe cont propriu uh, zeci sau sute de hectare de, de perdele. Iar pierderile ajută atât cât ajută. Un ajutor Real și concret ar fi să te duci la hidrant, să-i dai drumul la apă și să dai atât cât, cât îți trebuie. Dar în Dobrogea, nu știu, poate greșesc, dar cred că este, deși este zona cea mai afectată, este zona cea mai prost irigată. Sunt alte zone unde, deși ajută și natura, stau și mai bine cu, cu irigațiile. E adevărat că intrăm așa cum spunea colegul, da, îmi vine să urlu, îmi vine să țip. Deci am investit și de milioane de euro la suprafața dânsului sau chiar și la suprafața mea. Dar și când te vezi neputincios în fața naturii, că doar investești de dragul de a produce, de a, avea, de a face ceva, de a valorifica terenul ăla, că nu faci din alt motiv. De a ajunge cu el pe piață, de a crea o piață mult mai mai ieftină, că acolo unii producții normal că și piața trebuie să fie ieftină. Adică gândirea noastră este sănătoasă din capul locului, numai că depinde de un factor care nu îl poți controla. Și îmi pare rău că, chiar astăzi spuneam la, la o altă televiziune, în care cred că s-ar schimba la 180, ca să nu zic, la 360 de grade de situația României, dacă s-ar investi la ora la care vorbim, cel puțin în două domenii. Și anume, în infrastructură și agricultură. Infra... Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe de 20 de ani alături de producători cu soluții românești. România este o țară extraordinar de frumoasă în comparație cu alte, cu alte țări. Dar nu avem condițiile în care să facem bani. Pentru că ar veni lumea, vedeți, lumea să plimbă peste tot, zboară avioanele, stânga, dreapta, zboară peste tot. Eram nu de mult pe la Paris și vedeam, la o fac milioane de euro cu vizitarea lui turnul într-o zi. Fac milioane de euro. Dar cu ce ajunge oamenii. Și ca să vă dau un exemplu banal de altfel, dar de foarte mare importanță, gândiți-vă că la litoralul românesc, la delta Dunării, care este unic în Europa, noi nu avem un aeroport internațional în care să ne vină uh, turiștii. și care să aducă bani în România. Vedeți, în alte state, că duce cu autocarul, cu avionul, să-ți arate două pietroaie pus una peste alta, să spună că au nu știu ce uh, istoric și încasează aia că stau autocarele la rând și încasează bani. Ori la noi, noi nu valorificăm. Gândiți-vă că pentru dumneavoastră care sunteți localnic de aici din România, vă este greu să vă deplasați într-un weekend? Că spui, bă, dacă mă duc până la, dau un exemplu banal, mă duc până la Brașov, uh, îmi petrec toată ziua. Că trebuie să merg cu 15 km la oră. Și atunci, constat când ajung acolo, trebuie să mă întorc înapoi. Deci, e o mare problemă aceeași cum e, și în agricultură, în care potențialul României nu este valorificat nici la jumătate. Potențialul care îl are pământul românesc. E adevărat Dacă... că putem hrăni 80 de milioane de oameni? Fără nicio problemă. vedeți vă cât greu s-au exportat anul ăsta. Am dat 7 milioane de tone de, 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 de greu la export. A, ah că nu înțelegem iar niște ciudăcenii. Cum Dumnezeu tu dai șapte milioane la export și te și aduci pâine înapoi chiar că ai o problemă? Și aici nu vreau să se supere nimeni pe mine, dar aici numai oficialitățile statului. Este treaba lor ce se întâmplă cu economia națională și uh, ce se întâmplă în România. Nu pot nici eu, nici Ovidiu Ghinea, nici Albu ca să nu, nu avem putere, dar la nivel guvernamental, la nivel statal, cred că s-ar putea face o regulă în, în, în sensul ăsta. Eram la, la Bruxelles, la o întâlnire la Comisia de Dialog Civil și erau certați portughezii pentru faptul că au pus restricții pe importuri. Deci portughezii, care știți prea bine cam ce e acolo. Așa? Au pus restricții și o ce spus. Nu, întâi consumăm ceea nostru și după aia mai vedem de ce avem nevoie. Scurt, au, la noi nu. La noi dăm totul pe afară, aducem totul de afară, magazinele noastre sunt pe marginea șanțului, fermierii români produc, dar nu reușesc să vândă produsul, foarte multe produse se duc la, pe românește, la gunoi, că se strică în depozitele care, care sunt, în schimb, importurile sunt acolo unde sunt. Și asta pentru că nu e o politică sănătoasă, nu e o strategie în agricultură. Vorbim de strategie, și domnul, domnul Albu poate să confirme că a fost și secretar de stat și în două rânduri, nu? Și poate să... Nu, România, ce puțin pe, pe sectorul agricol, nu are o strategie agricolă, măcar pe 5 ani, să spui să, să, ne întoarcem înapoi la Ceaușescu, să vorbim de cincinale. Ca să fii măcar la, sau mă rog, la patru ani, ca să fii la ciclul ăsta uh, politic, cum, cum, cum să învârși, la, 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 guvernare. Măcar atâta. Deci nu avem. Totul este sălbatic, pompieristic. Unii vin, dau, dau numai pe o porțiune, uite de ailantă sau ailantă nu poate să, să, o acopere. Și credeți-mă că dacă România, în, în, în domeniul agriculturii, o mai ducem cum o ducem. Și am ajuns, am ajuns și efortul este al nostru, al fermierilor și nu a politicii agrare, pentru că nu există, am ajuns ca la, cel puțin la, în ultima vreme, producțiile să crească într-un rit spectaculos, să ajungem să avem producții la două specii cel puțin care am, am depășit orice țară europeană și aici mă refer la uh, porum și oh, și băsă, oh, dar asta se datorează numai nebunilor ăștia frumoși din agricultură care speră, speră că vor face, că vor scoate țara asta, vor o duce acolo unde trebuie, noi suntem conștienți de potențial, dar uh, cât am fi noi de buricoși fără o strategie, fără o politică clară în care Laurentiu uh, Laurențiu Baciu, Gheorghe Albu să știe, bă, investesc atâta, scot atât. Ori aruncăm milioane de euro pe câmp, stăm la mila celui de sus, așa, și ne mai amăgim, în loc de sisteme de irigații, ne amăgim cu acei poi care vin și ne înșeală cu crucele pe câmp. Deci, din păcate, aici stăm, gândim încă primitiv, Că dacă tu aștepți ploaia de nu știu unde, înseamnă că chiar nu, ai, nu ești în pas cu realitatea. Uh, și uh, când facem și noi ceva, ne lăudăm de nu mai putem, vă spun, potențialul agriculturii este la jumătate. Când vom ajunge măcar la 80-90%, mai sunt de vorbă. Bun, Dar haideți să luăm o scurtă pauză și mai stăm, de vorbă după publicitate, luăm câteva minute de publicitate, după care ne vom reîntoarce aici la agricultura la raport.